Oamenii împliniți se folosesc de ultimele 5 minute înainte de somn. Aceștia trec în revistă toate lucrurile care au funcționat în acea zi și toate lucrurile care merg bine în viața lor. Astfel, mintea subconștientă ascultă și ia sugestii pentru următoarele ore. Știai că mintea subconștientă este responsabilă pentru 95% din alegerile pe care le facem? Profesorul Neville Goddard ne mai oferă o descriere a fenomenului ce are loc în timp ce adormim. Somnul este ușa prin care trecem de la mintea conștientă la cea subconștientă. De acum înainte, în fiecare noapte, folosește acest timp prețios pentru a trece prin gând orice lucru care vrei să devină realitate. Alege așadar să imprimi în mintea subconștientă gânduri de încredere, gânduri de dragoste și recunoștință. Ai mare grijă la ce emoții trăiești. Urmează câteva sugestii și informații pentru rutina ta înainte de somn. În timp ce stai întins în pat, nu uita că ultimul gând pe care l-ai în minte poate să ruleze ore întregi în mintea ta subconștientă. Aceste ore de programare provin dintr-un singur moment de contemplare, înainte de a intra în somn. Așadar, pentru binele tău, îți recomand să creezi o rugăciune sau o mantră personală. Scrie cuvinte alese și citește-le pe măsură ce te simți confortabil. În aceste momente, trece în revistă emoții și gânduri ce intenționezi să le manifesti în viața reală. Dacă înainte de a dormi ești asaltat de griji, de amintiri sau de teamă, nu e bine să rămâi în pat. Ridică-te, pornește lumina, fă câteva respirații adânci sau citește dintr-un text drag. Poți să și meditezi câteva clipe în fața unei lumânări. Poți să spui o rugăciune. Fă orice altceva decât să stai acolo, culcat, trăind emoții negative. În dorințe îndeplinite, doctorul Wayne Dyer a scris despre importanța ultimelor 5 minute ale zilei, chiar înainte de a merge într-un somn lung și odihnitor. Aceste momente prețioase înainte de somn pot fi utilizate cu gânduri de bucurie, bunătate, recunoștință și senzația de împlinire. În continuare, am un exemplu de ce ai putea să-ți spui noaptea înainte de somn. Te rog să închizi ochii și să te relaxezi. Știu că sunt suflet pur. Mereu am fost și mereu voi fi. Sunt scânteie de încredere și iubire. Fie că îi zic Dumnezeu, minte universală sau inteligență infinită, aceasta este în mine, este în jurul meu și mă servește chiar acum. De asemenea,
Dumnezeu cunoaște răspunsurile la toate întrebările mele. Când timpul este potrivit și răspunsurile corecte apar. Văd creație și dragoste oriunde mă uit în jur. În soare, în flori, în copaci, în oameni sau în cărți. Știu că aceeași forță care a creat toate acestea este și în mine și în jurul meu. Trupul este manifestarea spiritului, iar spiritul este perfect. Așadar și trupul meu este perfect. Fiecare zi este minunată și aduce o demonstrație a minunii universale pe care o trăim. Sunt încrezător, sunt luminos, sunt sigur, sunt iubit. Amin.